simți că nu mai pot să respir, că mă sufoc. M-a luat așa dintr-o dată, nu știu de la ce. Noi nu mâncăm ciocolată, prăjituri, tot felul de... Da, da, de abiat nu se face numai pe bază de dulce, se face pe bază de stres. Păi ce vrei să-i fac nevastă mea? Că seara tu și lângă mine, a făcut și o criză, ce vrei să-i fac? Aoleu! Vreau păi să o trimis departe la Salină și să ne facem și noi de cap ca lumea. La mami, tu o să te faci bine? Da, mami, mă fac bine, stai liniște. Îți iei pastilele. O să iau și pastilele și toate cele. Of, ia uite cum i-au adus băieții mei mâncare. Aici sunt toate rezultatele analizelor mele de 3 luni de zile. Trec prin atâția doctori și atâtea păreri medicale și asta e. Asta e. Nu se poate, o fi o greșeală, nu se poate. Se preface. Nu te trezești și tu la un moment dat la realitate, să vezi și tu viața cu ochii. Bă, femeia lui Dumnezeu, cum se preface dacă a slăbit 14 kg? Ce nu înțelegi? Trebuie să-ți desenezi? În multe căsnicii nu există iubire continuă, pentru că apar încercări, obstacole și greșeli care, în funcție de cum sunt gestionate, pot duce la divorț sau la consolidarea relației partenerilor. Dar care este limita compromisului și când se cer impuse niște decizii finale? Greu de spus. Ce zi superbă de primăvară! Numai bună pentru o plimbare prin parc, ocazie potrivită pentru a întâlni pe Elena și Ștefan Panait. Ei se cunosc de aproape 9 ani, dar s-au căsătorit doar de 3. Mai exact, imediat ce a rămas însărcinată cu al doilea copil al lor, Luca. Primul lor băiat împlinește 7 ani, îl cheamă Robert și este elev în clasa 1. Împreună formează o familie frumoasă, iar cei doi băieți sunt foarte reușiți și reprezintă comoara cea mai de preț a soților Panait. Păcat însă că de o perioadă se întâmplă ceva ciudat cu Elena. Ia să ce-i? Ești bine? Nu pot să respir. Cum adică nu pot să respir? Ce ai, mă? Fac-o ăla. Unde e? Lângă televizor. Hai mai repede, că nu mai pot. Păi nu știu unde e aici. E lângă televizor, nu știu ce e pe acolo. Ia, ia, la, 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 la. Ești mai bine? Ia, ține-te un pic în pat, ține-te un pic în pat și zice să-ți dau de aici. Nu astea, nu astea, alea multe, alea din sacoșe. Care alea multe? Astea de aici, care alea multe? Nu astea. Dar care? Sunt căsătorit cu Elena de 3 ani și când ți-e lumea mai dragă, se îmbolnăvește. Da, sunt mai sensibilă. Cel puțin de când am făcut COVID, nu mă mai simt aceeași persoană. Simt că mă sufoc. Hai că mă duc să-ți adu repede niște apă, da? Stai, nu pleca, dacă mi se face rău. Stai să bag așa repede, da? Ia-le și pe asta. Ai cumpărat toată farmacia, ai cumpărat. Nu are nimic, zic și eu așa. Și ce era să fac, să nu le iau? Lăsați mai crede? Uite, ți-l pun aici. Lasă-le acolo. Doamne, ce m-am speriat. Gata, liniștește-te. Organismul meu este foarte slăbit. Nu mai am energie. Nu mai pot să car nici o sacoșă, nici scările nu le mai pot urca. Ce mai, sunt bolnavă cu tot. Ia zi, ce-ai pățit? Simți că nu mai pot să respir, că mă sufoc, că... M-a luat așa dintr-o dată, nu știu de la ce. Ești mai bine acum? Da, dar mi-e frică să nu mă ia iar. Ia, vină stai aici, ia vină un pic, ia vină stai aici pe plana asta, vine să cad lumea. Stai aici, da? Doamne, ce m-am speriat. Relaxează, liniștete, zici dacă se mai trebuie ceva, dacă ți-aduc apă, dacă vrei ceva și liniștete, că stai aici, lângă tine, n-ai ce să pățești. Cum? Stai cu mine aici. Păi stau. Dacă mai vrei apă sau ceva, să-mi spui că sunt aici lângă tine și n-ai ce să pățești.
Insiste, de că poate ai atacuri de panică sau nu știu ce să zic, sau poate în alte cauze, dar nu te mai gândi, totul e bine, sunt aici, suntem amândoi și... Ce totul e bine, că nu e bine, nu vezi ce mi se întâmplă? E nevastă mea, e mama copilului meu, într-adevăr, dar chiar nu o mai suport, nu știu, e prea bolnăvicioasă. Mi-e frică de un singur lucru. Să nu se întâmple, Doamne ferește, ceva cu mine prin casă, să nu mă mai ridic de acolo și să-mi rămână copiii singuri. Oare ne-au auzit copiii, s-au trezit? Nici nu știu. Dar acum tu ești cea mai importantă, lasă copiii. Problema știi care e? Că vreau să stai un pic liniștită, să nu te mai impacientezi. Nu te mai gândi la nimic, relaxează-te. Gândește-te că ești o picătură de apă care a căzut într-un ocean. Încearcă să nu mai auzi, să nu mai vezi nimic. Și stai un pic liniștită. Știu că și pe Ștefan l-am speriat. Poate că nici nu mă crede, dar ăsta este adevărul. Sunt un om bolnav. M-am cam săturat de toate bolile astea. Una, două, vomit. Una, două, o doare cap. Una, două, rămâne fără aer și face febră. Nici nu știu ce să zic. Nu vreau să pleci nicăieri în noaptea asta dacă mor. Nu, n-ai cum să mor. Dacă sunt eu aici, n-ai cum să mor. Liniștește-te, ți-am zis. Te rog, eu nu pleca. Stai cu mine. Hai că rămân lângă tine, stai cu un bani. Doar cu Ștefan alături de ea, Elena a reușit să se liniștească într-un final. Boala o întristează și îi creează o stare de panică și disconfort. Doar că în loc să o înțeleagă și să-i fie aproape, Ștefan dă semne clare de plictis. Oare de ce? Măi, ce faci? De ce ți-ai închis telefonul? Cum adică că eu ce fac? Eu de ce mi-închid telefonul? Te-am sunat ieri de 1000 de ori și ți-am trimis 100 de mesaje, nu mi-ai răspuns la niciunul. Și tot tu vii să mă tragi pe mine la răspundere. Două secunde, lasă-mă să spun și eu. Păi cum să-ți răspund dacă nevastă mi-a început să țipe, copiii au început să țipe? Tot adică nevastă ta, nu și copiii. Bineînțeles, dacă ai început să ieși cu mine, trebuie să-ți asumi niște riscuri, nu? Cum adică a început să țipe? Care e problema? Nu înțeleg. Eu cu Ștefan ne știm de aproape un an. Ne-am cunoscut într-o benzinărie, încurcasem eu motorina cu benzina, se mai întâmplă, și el m-a ajutat, a fost foarte drăguț. Și de atunci ne mai întâlnim ocazional. Calc și eu strâmb, că mai trebuie să-mi relaxez și eu creierii. Ce vrei să fac? Nu știi că e bolnavă? A avut și o criză aseară? Ce vrei să fac? Mamă, ce boli sunt astea? Nu vezi că și imaginează tot felul de boli și te minte, îți vinde gogoși pe bune? Mă mai și pui să mă aranjez, te aștept frumoasă, gătită, parfumată și tu nu vii și nici măcar nu-mi răspunzi. Măcar să știu ce se întâmplă, nu? Eu zic să te liniștești. Hai, vină cu așa. Lasă-mă, te rog, frumos, lasă-mă. Asta trebuia să vii să faci aseară, nu acum, e târziu. Haide, vină cu așa și liniștește-te. Hai, te rog, frumos. Ascultă-mă două secunde, o să mă revanșez. Du-te la nevastă ta, că urlă poate. N-ai înțeles, lasă-mă un pic să zic, o să mă revanșez față de tine. Da. Cu ce vrei tu? Cu ce anume? Păi, cu ce vrei tu, eu știu ce vrei tu. Mergem unde vrei tu sau nu știu, vine un pic să vreau să-ți fac pe plac ca să mă revanșez față de tine. Ok, dar în primul rând, da, vreau să o trimis pe femeia asta, nu știu unde o trimiți, la Salină, să-și revină, pe lângă asta să fie cât mai departe de casă și de noi, ca să putem și noi să avem o întâlnire ca lumea. Păi ce vrei să-i fac nevastă mea, ca seara tu și lângă mine a făcut și o criză, ce vrei să-i fac? Aoleu. Și cum? Nu mai tușesc cu oamenii? Cum adică ce vreau să-i faci? Vreau păi să o trimis departe la Salină și să ne facem și noi de cap ca lumea. Că tot timpul cu nevastă ta, bacă urlă, bacă plânge, bacă tușește. Și copiii crești tu? Poftim? Păi cu copiii ce fac? Tu nu știi situația mea? Nu știu, o trimis cu copiii. Ea știe că sunt însurat, că am doi copii și dacă a acceptat să fie cu mine în situația asta, înseamnă că a acceptat să fie și pe locul doi. Eu cred că totul este o minciună gogonată. Ea îl manipulează și el nici măcar nu-și dă seama. Eu nu cred nimic din toate astea. Tu trebuie să mă accepti așa cum sunt, și cu bune și cu rele. Păi te accept, dar deja nu mi-ai răspuns aseară. Te-am sunat două ore în continuu, nu mi-ai răspuns. Cred că îți bagi joc de mine pe bune. Adică ai început să ieși cu mine și îți bagi joc de mine, serios? Tu cu cine crezi că vorbești aici? Păi cum să mă liniștesc în condițiile astea? Hai să facem într-un fel. Păi cum să mai facem? Păi ți-am zis, vreau să-ți fac pe plac ce vrei tu. Nu mai liniștește un pic, poate înțeleg, poate ești și tu un pic nervoasă acum, dar... Păi sunt, da. Că n-ai venit aseară și m-am aranjat degeaba. Îmi pare rău, ce vrei să zic? M-a luat o oră jumătate să mă aranjez, omule, tu chiar îți bați joc de mine în ultimul hal. Gata, iartă-mă, n-am vrut. Păi iartă-mă că n-am vrut.
văd că începe să se ridice cu pretenții și mie nu-mi place. Ori joacă după cum zic eu, ori ura și la gară. Mă ierți? Te iert, doar că na, trebuie să am motiv ca să te iert. Bine. Motivul e, ți-am zis, să-ți fac pe plac ce vrei tu. Mergem unde vrei tu. Unde ai vrea să mergem? Vreau să mergem la spa. Bun. Păi și ți-ai luat și tu un costumaș pe tine, ceva? Mi-am luat, uite. Îți place? Da. Culoarea ta preferată. Uh-huh. Aoleu. Eu știu că ea e tânără, e frumoasă. Știu ce vrea de la mine, dar eu vreau cu totul altceva de la ea. Bine, eu nu-mi doresc nimic concret, pentru că știu că are soție, are copii. Doar că vreau și eu să o duc bine. Mami! 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 Luca! Da. Luca, du-te și ia telefonul. Da. Adu telefonul, Luca, repede, te rog. Sună-l pe tati. Ea vorbește cu tati și spune așa ce spun eu. Mă, dar unde-i parcat și tu? Pe bune, mă dor picioarele deja. Păi știu, dar nu era loc de parcare și am găsit greu. Și abia aștept să ne relaxăm și să uităm de toate. Și eu. Este. Cine te mai sună? Da, tati. Spune așa, tati, vino repede acasă, că lui mami e rău. Spune așa, te rog, te rog, da. Zi acum. Tati, vino acasă, că lui mami e rău, vino repede acasă. Cum? Nu închide, cum? Serios. Stai două secunde. Cum adică a căzut jos? Acum a murit. Mami, tati vrea să vorbească cu tine. Dă-mi telefon. Alo. Da, mi s-a făcut rău, sunt numai cu Luca. Vino, te rog, acasă, repede. Bine, hai că o să vin, ai răbdare, nu chema salvarea, că vin eu acum. Bine, hai, te pupa. Deci nu pot să crezi sincer, tu-ți bat joc de mine în ultimul hal. Ascultă-mă un pic, două secunde. Ce să mai ascult, mă, că moare aia, cheamă morga, nu salvarea. Ascultă-mă două secunde, că nici eu n-am vrut să întâmple așa, n-am cum să o luați nici așa. Crede-mă. Eu nu pot să o cred. Îi cântă în strună. Tot timpul ea e bolnavă și toată lumea, vai, draga de ea. Dar e o mincinoasă. Când o să-și dea seama de toate lucrurile astea? Un om care nu mai are aer, nu poate să respire, se trezește noaptea din somn fără aer. Deci n-are cum să se prefacă. Nu știu a picat, ce să zic, două secunde, a căzut aleșinat, dar trebuie să mă duc acasă neapărat. Da? Uite cum facem. Cum facem? Eu știu că e supărat păi acum, dar sper să mă înțelegi. Băi, viața mea, băi, iubirea mea, ascultă-mă două secunde și pe mine. Că știi că nu te mint, nu vreau să mă cer cu tine, da? Uite, ia și tu ăștia. Uite, ia-i pe toți, da? Haide și vorbim mâine. Te rog eu. Bine. Înțelege-mă și pe mine, da? Bine, hai, hai, poate te pup, înțeleg. Te pup, te pup, te pup. Ei, asta da surpriză neplăcută. Acum înțelegem de unde răceala lui Ștefan față de soția lui. Are o amantă și nu de azi de ieri, ci de un an. O amantă pe care o interesează banii, nu iubirea. Și asta în timp ce acasă Elena suferă și îl are drept sprijin doar pe micuțul Luca. Ștefan a ajuns acasă cât a putut de repede și pentru că leșinurile tot mai dese ale Elenei îngrijorează, a făcut urgent o programare la medic și iată-i ajuns deja la policlinică. Oare cât de grav bolnavă este Elena? Stai liniștită, că ți-a luat sânge și de-aia te-a luat, înțeleg, stai un pic jos aici. Nu ți-a lăpus caia și stai un pic liniștită. O să respir. Nu te panică, ți-a luat sânge și de-aia. Ești bine? Nu. Stai un pic rezemat. Relaxează-te un pic. Eu știu că soția mea are probleme de sănătate, dar parcă prea multe într-o dată. Eu știu foarte bine adevărul. Știu ce face el. Știu cu cine umblă, știu unde se duce, știu și de cât timp. Și
Cred că de asta m-am îmbolnăvit. Poftiți, vă rog. Bună ziua, doamnă doctor. Bună ziua. Bună ziua. Haideți că au venit și analizele. Ce faceți? Cum sunteți? Foarte rău, foarte rău. Am căzut din picioare jos, m-am trezit jos, m-au trezit copiii. M-am și lovit la deget, nu mai pot să fac nimic. Sunt foarte speriată. Păi cum văd aici, să știți că indicele glicemic este foarte mare, 380 aveți. Ați mâncat cumva dulce aseară? Nu. Cât are? 380, mi se pare foarte mare. Eu știu mare. Că ce e pe sus 120 e diabet. Păi da. Ferește, nu se poate știu. Adică ce vreți să spuneți, că are diabet? După cum spun analizele, eu cred că este un început de diabet, poate și mai mare, să zic așa. Doamna doctor, două secunde, acum să fac o paranteză referitor la ce spuneți dumneavoastră. Mama mea, care are 70 de ani, are diabet. Cum să aibă ea diabet la 35 de ani? Chiar eu nu mănânc dulce, nici copiilor nu le dau. Maxim dacă e să gătesc ceva, dar noi nu mâncăm ciocolată, prăjituri. Dar diabetul nu se face numai pe bază de dulce, se face și pe bază de stres. Doamna doctor, dumneavoastră ce insinuați? Ce stres are nevastă? Ea nu se duce la muncă, stă numai acasă. Eu trăiesc în continuu cu teama că soțul meu într-o bună zi nu o să mai vină acasă. Și gândul ăsta mă ucide, pur și simplu. E prea mult. Păi la 350 de insulină deja, doamna doctor. Nu am mai fost să luăm niște păreri ale unor medici. M-am săturat să trec prin toate cabinetele posibile și să cheltuim bani pe aceste analize și să nu ne dăm seama exact ce se întâmplă. Da, în afară de, văd aici, indice glicemic, dumneavoastră mai aveți probleme, am înțeles că aveți amețel, ce da, mai doare da, ceva? Da. Înainte nu mă simțeam așa, dar de câteva luni nu mai am putere, nu mai pot să urc nici la etaj, nu pot să... Pur și simplu mă ia amețeala și adică... se întâmplă toată casa cu mine și acum m-am speriat, m-au trezit copiii, nu vreau să risc să se întâmple, Doamne ferește, ceva, să cad pe scări sau eu știu, să pun copiii să mă vadă în situația asta. Am înțeles, deci când vă ridicați de pe scaun brusc, amețiți. Da, dar nu când mă ridic de pe scaun brusc, efectiv, orice activitate aș face, simt cum amețesc și nu am stabilitate. Ivana, scuze-mă un pic, doamna doctor. Nevastă mai are probleme cu plămânii, cu ficatul, cu inima, cu rinichii. Acum are și diabet. L-am adus cu mine la doctor să discute și el direct cu doamna doctor, să vadă ce spune. Nu că sunt eu bolnavă închipuită și că eu tot timpul găsesc câte ceva care mă doare. Ce e de făcut în situația asta? Păi o să facem niște investigații, pentru că diabetul este o boală care atacă toate organele. Doamne, de la diabet poți să orbești. Nu știu dacă ați auzit. Știm, dar nu cred că e cazul meu. Eu nu știu, și de la diabet poți să ai amețeli și starea asta de lipsă de putere și totul să nu, de la diabet nu sunt amețeli, sunt alte simptome, dar indicele... Nu, stați două secunde, mă scuzați că vă întrerup ca să fac o mică paranteză referitor la ce spuneți dumneavoastră. Eu cred și mi-aș dori să repetăm analizele. Deci o problemă, eu o să vă fac un bilet de trimitere la un specialist ca să facem mai multe investigații. Adică refuz să cred, și refuz să cred că ea are diabet. Vă rog, nu vorbiți peste mine. Da, mă scuzați. Da. Deci o să facem și un remene, da, dacă e posibil. Deci un remene, o să vă trimit la un specialist, da, pentru că nu vă jucați cu această boală, deci diabetul, v-am spus, atacă toate organele. Odihniți-vă mai mult, menajați-vă mai mult. Munca mea este casa, eu am grijă de copii, asta fac. Am înțeles, dar tu îți dai seama dacă ai diabet, ce înseamnă asta? Da. Că este o boală foarte, foarte gravă? Tu îți dai seama de ce spune aici? Chiar de asta mi-era frică. Ca toate responsabilitățile să pice pe mine. Sper să vadă și el realitatea și măcar acum să se implice și el mai mult. Asta e situația dumneavoastră. Gândiți-vă că aveți doi copii și este mama copilor noastre. Adică eu, părerea mea personală, ar trebui să o menajați puțin. Da, nu vă jucați doctor, cu această boală. Aveți dreptate și eu o să vă respect decizia și ceea ce spuneți. Da, trebuie să luați rețeta și o să vă mai dau și medicamentele astea. Momentan... Trebuie să mergem astăzi să le cumpărați. Da? Și trebuie să respectați întotdeauna rețeta care v-am dat-o eu. Da? Deci... O să vă dau și ceva să citiți.
despre diabet, să vă documentați, pentru că nu te joci cu această boală. Din medic în medic și după multe consultații, Ștefan află cu stupoare că Elena este grav bolnavă. Ce nu știe el însă este motivul stresului ei continuu, adulterul de care ea a luat cunoștință încă de la început. Acum, Ștefane, vrei nu vrei, din respect pentru soția ta și mama copiilor tăi, trebuie să o înțelegi pe Elena și să-i fii aproape. Zis și făcut. Deja de câteva zile, Ștefan și-a luat în serios și parte din sarcinile casei, bineînțeles după programul de serviciu. Să înțelegem că ai renunțat la escapadele cu Ioana? Ce faci, bă? Uite, tocmai la tine veneam. Adevărat? Da. Ce cărmă aici? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Și rămâși de-astea pentru casă, una, alta, tu nu știi. Te-ai făcut băiat de casă, să înțeleg. Cum s-ar zice? Bă, păi tu care cărai femei, acum cari pământ și sucuri și cartofi și ceapă. Ce căram? Femei? Femei, mă? Păi, asta ți-a plăcut, ți-a plăcut viața mult. Mi-a plăcut vorba, bine, așa mai tragi și pe mine după tine. Ce să faci? Auzi, așa a fost să fie, că hai să zic ceva. În viață mai car și de-astea, mai car și de-alea. Ce se poate, cum se poate, că nu merge să cărăm mai cartofi. Bă, tu știi. Mai trebuie să ne mai și distrăm câteodată, nu? Aranjamentele sunt făcute, lipsește o oră, două de acasă și după aia mă întorc. Ca și cum am fost la piață. În combinațiile tale, astea. Dar fii atent de ce veneam la tine. A? Mie mi-a căzut televizorul ăla din Voișor. Da? Și mai întrebe un om să pot să îi prind suportul înapoi. Am și înțeles. Cu ocazia asta, dacă îi faci și un șpriț, un grătar, că mi-e și mie sete, mi-e și mie foame. Să vii pe la mine mai pe seară, poți să vii? Aș veni, dar știi ce se întâmplă? Nu prea mai merg așa de distracții, că nevastă mea e bolnavă. Ai înțeles? Ce? Ce mai temperatură, nu? Ia că zic eu acum. 37,5. Auzi, lasă asta. Cum o să-mi spui tu mie așa ceva? Nu mi-ai zis niciodată în viața ta. Nu m-ai refuzat niciodată când a fost vorba de vreun șpriț sau de... Că stai că așa, că zic acum, că fac o mică paranteză referitor la ce zici tu și spun imediat. Știi ce se întâmplă? Uite, au venit problemele peste mine, necazurile. Nevastă mea e foarte bolnavă și nu mai merge de nimic, mă crezi? Știu că o înșeală pe nevastă sa și știu și cu cine. A rămas în pană acum ceva timp cu amanta și pe cine a sunat la 12 noapte? Pe mine. Și am aflat cu cine e. Păi, nu mă mai minți și spune-mi adevărul. Zi-mi de te duci în seara asta, că eu te cred pe tine o iotă din tot ce vorbești aici. Nu te cred. Eu te știu, te cunosc așa. Da, asta vreau. Și asta trebuia să faci din prima, că sunt tovarăși tot atâția ani. Bine, adu la Ivana. Duci la Ivana, da. Vrei să te mint? De ce? Marele prești. Păi nu, dar hai să zic ceva. Știi cum e cu amantele? Dacă nu le gâdi tu, le gâdă la altul. Ai înțeles? Nevastă sa e o figurantă, o pisicoasă. Și probabil dai o șinșală, că s-a săturat de felul ei de-a fi. Hai, las-o și tu pentru mâine, pentru poimine, că am, chiar am și o nevoie, n-are ce să mă ajute și pe mine, mai bine și noi ceva, mai... Mai bem, mai mâncăm. Vrei să sun un băiat să vină să te ajute? Nu, mă, eu vreau cu tine, cu tine am plăcere să stau, mă, nu vreau asta să altceva, mă întâlnesc cu altcineva. Atunci, ce să zic, pot să te ajut, dar cât durează treaba asta ce ai tu? Nu știu, undeva la 4-5 ore, așa. Cum? Treaba durează jumătate de oră, dar ce facem noi după durează asta, mai mult. Știu că tu ai ochii albaștri și așa, ia lasă un pic, 4-5 ore e mult, frate. Hai, mă, te ajut, te ducem astea repede acasă și după veni și ne apucăm treaba. Hai. Păi da, dar 4-5 ore e mult. Tu chiar vrei să te ajut cu televizorul? Bă, da. Hai că și la pământ. Vreau să mă ajut cu televizorul, vreau să mă ajut și cu prezența ta la un șpriz, la o bere, la ce vrei. Hai, ascultă-mă două secunde, ca să fac o mică paranteză referitor la ce zici tu. Da, așa, bravo, fii cum facem. Știi cum e vorba aia? Ajută-mă să te ajut. Da, viața mea. Eu te ajut cu treaba asta. Așa. Te ajut cu treaba asta, da? Cu televizorul, cu ce vrei tu. Și tu mă ajut să mă scap de nevastă. Ce? Nu-i bine, a? Ba, tu e bine. Păi și când ne... Păi și ce fac? Eu stau cu televizorul ăla să nu mai mă uit la el. Nu, frate, mă, ascultă-mă. Când facem treaba asta? Zi-mi cât vrei. Nu vreau nimic, ascultă-mă. Eu te ajut cu televizorul. Nu, mă, când vrei. Acum, când să vreau? Mâine. Că n-am mai fost pe la aia de 2-3 zile și mie să mă să ducă până altă parte, ai înțeles acum? Bine, mă. Hai. Până la urmă, ăsta e adevărul. Ioana e tânără, e frumoasă și dacă nu-i dau ce vrea, să duce la altul și nu prea mi-ar conveni. Ia uite cum zic eu. Spune că ai treabă cu mine. Da, mă, las că știu ce să-i spun și că e prima oară când te scapi de ea. Hai, că nu-ți mai zic. Știi cum e, prietenul la nevoie se cunoaște. Da, frate, hai.
Alo? Bună, Elena! Bună! Scuze de deranj. Cu o problemă te contactez și eu. Bună, te rog. Ce face soțul tău? Prea iubitul tău soț. Păi, era la piață mai devreme. Da? Da. Eu nu reușesc să dau de el de niciun fel, nu răspunde la telefon, că aveam puțină treabă la curte cu el. Înțeles, că cred că încă e cumpără, va dar minile ocupate sau n-au auzit telefonul. Dar îi spun, dacă vrei să-i transmit un mesaj, îi spun eu că vine acasă. Bine, atunci spune-i când vine acasă și îi spui să mă sune. Dacă eram în locul lui, puteam să am și 4 copii. Cu o nevastă ca asta nu poți să trăiești. Îmi găseam alta de mult timp. Și în același timp vin și cu o rugăminte către tine. Nu știu dacă aveți planuri sau nu diseară, dar la mine chiar arde. Trebuie să... Am de făcut o reparație în foișor la mine în curte aici și am nevoie de încă un om. Și n-are cine să mă ajute și pe mine. Îl lași să stea și la mine 2-3 ore? Da, nu e nicio problemă, o să spun că vine. Sigur, e în regulă? Nu vreau să deranjez, nu vreau să supăr, nu nimic, doar... Nu, mie e puțin rău, de asta sunt așa, dar e ok. Că ai nevoie, îi spun să vină să te ajute. Bine, atunci, mersi frumos. Să-i spui să mă sune, da? Mersi, mersi, pa! Ne susținem și ne ajutăm reciproc. Că suntem vecini, suntem tovarăși și așa e bine și frumos să te ajuți la nevoie. Gata, fii atent, drum liber. Ești numărul 1, ascultă 2 secunde. Stai, fii atent cum fac cu tine astea așa un pic, auzi? Uite, fii atent. Hai mă, gata, știu, dă-le încoa. Mi-am dat seama. Ia tu astea. Ce să mai dacă nici un te cunosc. Și fratele tău, că nu stau mult, ai înțeles? Te sună fratele tău și rezolvăm și problema, ai auzit? Da. Mersi mult, ce să zic, ești în fratele meu. Hai, te pup! Hai, pa! Ștefan are o viață ca un puzzle. Își împarte timpul în așa fel încât să nu dea nimic de bănuit Elenei, dar să își facă timp și pentru frumoasa Ioana. O, Ștefane, dacă ai ști tu că strategiile tale cu Adi sunt în zadar, soția ta a aflat deja că o înșeli. Surprinzător, dar adevărat. Vreau să știți ce se întâmplă cu mine. Nu știu cât mai am. Dacă se întâmplă ceva brusc, vreau să știți situația mea. Vreau să aveți grijă de copiii mei. Femeia ne-a rugat să nu spunem. Tu trebuie să fii de acum înainte un înger, efectiv, un înger. Îți vezi de treburile tale. Lași orice sărăcii de femei, care oricum nu sunt pentru tine. Foarte bolnavă, știm cu toții. Lasă asta. Mai are 2-3 luni și moare. Tu crezi că mie mi-ar de tine? N-a murit încă. Cum? Vezi cum vorbești, ești obraznic. Hai că o să mă fac bine în câteva zile, da? Da. Să fiți cu minți și să-l ascultați pe tati și să încercați să-l ajutați și da, l-a? Ajutăm. Bravo, mami. Are mama 2 băieți. Nu știu, copiii poate au simțit și ceva, că până în fiecare seară. Nu mai știu ce să fac, vreau să o salvez, dar nu am nicio putere. De-aia am și venit la dumneavoastră. Vă rog mult să mă ajutați. Viața de cuplu a Elenei și a lui Ștefan a devenit tot mai complicată pentru că tânăra soție, în loc să-și mai revină puțin, starea ei de sănătate s-a înrăutățit treptat. Pe acest motiv s-au întețit investigațiile, investiția financiară a devenit tot mai mare și uite așa cei doi soți o duc din rău în mai rău. Astfel că într-o zi, Elena i-a sunat pe cumnata și tatăl ei să vină de grabă într-o vizită. Să se fi întâmplat ceva grav? Hai, fă-t-o că... Știi că pentru mine timpul e prețios. De ce m-ai chemat așa? Ce urgență așa, repede, să vin la Coana Mare? Sure. Știți că eu am început niște investigații. Păi, da. Ei, am slăbit în ultimul timp foarte tare. Păi, ca să fii prințesă pentru fratele meu, atractivă. Da, nu e chiar așa. Nu, treaba este că am început niște investigații serioase. Și am luat... Elena, mă sperii, ce s-a întâmplat? A face cură de slăbire. Nu vedeți că... Te rog, spune dată. E țiplă, femeia. Eu știu că noi nu ne-am suportat niciodată. Sentimentul a fost reciproc, dar crede-mă... Sentimentul a fost reciproc? Încerca să stai tu, Cristina, gen. Cristina, stai. De ce ești așa? Stai puțin, asta e casa mea. Și l-am cedat-o lor, adică știm foarte bine... Nu e momentul să discutăm asta, te rog, spune. Tot pentru copii și tot ca să fie bine. Spune, Elena, ce s-a întâmplat? Eu nu mai am mult de trăit. E dureros. Ceea ce-i fac lui tata acum e foarte mult. Abia a murit mama, niciun an nu s-a încheiat de când a murit.
Dar ce altă variantă am? Anul trecut s-a prăpădit maică-sa, așa cum ce fac copii și pe ea? Este o fată tânără, în floarea vârstei, are doi copii. Ce Elena, nu fac niciun mișto, uite. Aici sunt toate rezultatele analizelor mele de 3 luni de zile. Trec prin atâția doctori și atâtea păreri medicale și asta e. Asta e! Nu se poate, o fi o greșeală, nu se poate. Elena, nu se poate, nu vine să crezi. Spune ce s-a întâmplat. Elena! S-a întâmplat că mi-am făcut un remene. Prima dată am fost diagnosticată cu diabet. Așa am crezut-o că ai diabet, da. Nu este asta, nu este asta. Marcării tumorale au zis clar. Am tumoră pe rinichiul drept. Măi, Elena, despre ce vorbești? Elena? Uite-te nu se ele. Poate, când ai aflat? Ieri. Asta e o situație în care nu știi ce să faci. Ce decizii să iei, cum să te comporți. Da, am fost la 3 medici diferiți. M-am săturat să dau banii pe părerile unor doctori. Nu te speria. Stai, o rezolvăm. Elena, stai puțin, eu cunosc foarte mulți doctori. Hai să ne calmăm un pic. Mergem, mai consultăm și pe alții. Mergem deci, în alte părți. Putem să mergem și în Turcia? Nu mai vreau să merg nicăieri. Nu mai vreau. Ascultați-mă. V-am chemat aici pentru altceva. Eu nu mai am mult de 3, da? Cea mai mare lovitură pentru un părinte este ca copilul lui să fie bolnav și el să nu poată să facă nimic. N-am încotro. Trebuie să le spun asta. Vreau să știți ce se întâmplă cu mine. Nu știu cât mai am. Dacă se întâmplă ceva brusc, vreau să știți situația mea. Vreau să aveți grijă de copiii mei. O să încerc să fac în așa fel încât în fiecare an ei să primească un cadou de la mine. Când va fi cazul. Știu că el o să-și refacă viața, ar fi absurd să nu mă gândesc la asta, dar eu am bază în voi, eu nu am bază în următoarea femeie care o să vină. Eu vreau să avem grijă împreună și tu alături de noi, te vom ajuta mereu. Eu nu pot să cred că tu o să pierzi lupta asta, ești tânăr, ești în putere, trebuie să lupți pentru tine, pentru copiii tăi. Tată, și mama a luptat și nu mai e. Ea nu era ca tine, ești mai luptătoare ca ea, ești mai tânără Elena ca ea. Elena, 33 de ani. Nu se poate. Mergem. Hai să o facem pentru copiii ăștia. Mergem dacă în Cuba, tu... mergem oriunde, rezolvăm mai cumva. Am ce să fac. Elena. Nu mai am ce să fac. Atât vreau să fiți prezenți în viața lor, să aveți grijă de ei, să știu sigur că măcar doi oameni pe lumea asta sunt lângă ei. Că el e bărbat. Mă rog. Doamne, nu se poate așa ceva. Am doi copii de crescut. Și un bărbat care nu mă respectă, nu e lângă mine, mă înșeală. Asta e singura variantă să-mi salvez familia. Eu tot sper ca toate analizele astea să fie greșite. Se mai întâmplă, e posibil să se întâmple. Facem de 3 ori, de 10 ori să fim siguri că nu e nicio greșeală stricurat. Nu pot să accept una ca asta. Nu se poate. Nu-mi pune tot răul pui înainte. Lasă, suntem alături de tine, o să rezolvăm problema. Crede-mă, putem să mergem oriunde, să căutăm, mergem în Cuba, mergem la Istanbul, mergem la Viena, la Caha și mergem oriunde e nevoie, vom face orice pentru tine. Știi că sunt alături de tine. Nu mai gândi așa, nu poți să te pierzi și pe tine, te rog mult de tot. Tată, iartă-mă, dar asta se întâmplă. E nedrept să se întâmple așa ceva cu tine. Elena, da, îmi cer scuze. Eu știu că n-am fost cea mai bună prietena ta, știu că nu ne-am suportat, dar mă rog, nu contează. Eu vă vreau binele. Știi că pe acești doi copii iubesc la fel ca și cum ar fi copiii mei, pentru că eu n-am putut să am copii și tu știi foarte bine situația. Eu sunt dispusă să vând și casa, sunt dispusă să fac multe pentru ca tu, la 33 de ani, să te faci și bine. Măcar să încercăm. Deci nu, tu nu trebuie să pierzi lupta asta. Nu. Tu nici n-ai început lupta. Eu nu vreau să le iau copiilor mei casa în care ei trăiesc. Nu. Vreau să rămân aici. Este important să nu le iei mama. Și noi o să facem tot ce ne stă în putință pentru tine. Facem rău și de bani. Vedem cumva, găsim soluții. Eu găsim vorbesc soluții. Cu Ștefan. Tu vreau să lupți, atâta tot vreau de la tine. Și spun tot ce se întâmplă ca să luptăm împreună. Nu vreau să știe Ștefan. Trebuie să știe. E tatăl copiilor, trebuie să știe, trebuie să luptăm împreună, trebuie să găsim o soluție. Trebuie să-i spui și lui, că așa cum ne-ai spus nouă, și el face parte din viața ta, trebuie să-i spui și lui, eu cât ar fi de dureros. Doamne, deci nu se poate așa ceva. Știu că au probleme, credeam că a chemat să ne spună că sunt în
divorț, că au probleme, se tot ceartă, se împacă. La orice m-am așteptat, dar nu la asta. E nedrept ce se întâmplă. Nu pot, îmi pierd mințile. Dacă nu aș fi făcut copii, aș fi plecat instant. Dar pentru ei lupt și pentru ei îmi vreau soțul înapoi. Orice ar fi. Nu am cum să-i zic lui Ștefan acum. El e mai sensibil ca voi și mi-e frică de reacția pe care poate să o aibă. Nu e un copil mic, trebuie să știe și el. Știu, dar nu vreau mai... Bărbații reacționează, nu știu, diferit în situațiile astea mai grele. Eu am vrut să știu că am bază în voi și te-ai oricare ar fi fost de relația noi? Noastră, eu îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru noi. Eu am făcut foarte mult, îți dai seama, pentru cei mici, știu. Adică cel mai mult și pentru fratele meu, că eu l-am crescut cum ar veni pe el, știu. Uite așa, l-am dădăcit efectiv, da? Și știu. Cum eu n-am putut avea copii, pentru mine copila și ăștia au fost, ce să zic, lumina ochilor mei din cap. Adică știu și apreciez foarte mult. Probabil și de asta m-ai chemat să mă... Exact. Nu, oricum, nu pot să cred. Trebuie să vedem, să scoatem la capăt, nu se poate. Doamne! Dar trebuie să-i spui și lui, spune și 33 de ani. Trebuie să știe și nu se poate, luptăm, mergem până în pânzele albe, nu, gata. Eu am luat decizia și eu știu ce am de făcut. E destul de avansat. Nu se poate. Eu... Și metastazele există. Doamne, ce veste cumplită! Cât de dură poate fi soarta cu biata Elena, iar în privința domnului Marian, nu se poate descrie în cuvinte suferința care îl încearcă, doar la gândul că ar fi posibil să își piardă unica fică, prea tânără ca să-i se curme viața și să lase îndurerați doi copilași. Oricât de mare ar fi fost antipatia dintre cele două cumnate, important este că în acest moment de mare cumpănă, Cristina se dedică trup și suflet atât copiilor cât și Elenei. Dar cum rămâne cu bietul Ștefan? Ce unde umbli, mă? Cum? Unde umbli cu vrăjelile astea? Te împin, mă, la așa tare. Unde umbli cu vrăjelile? Iar ai fost acolo? Iar ai fost cu aia? Cu care? Ștefane, vezi că eu sunt sorta. Te-am acoperit de o grămadă de ori și s-a tăiat. Se vezi că asta moare. De ce îmi vezi că moare. E pe moarte. Cum adică e pe moarte? Așa că... cum auzi. Eu știam că are diabetul, că e pe moarte. De unde deci, ai scos-o? Ascultă-mă, ascultă-mă, lasă vrăjelile, lasă-ți amantlicurile, lasă-ți disperatele de viață, vezi de casă, de vezi de familie. Mă speri, cum adică e pe ascultă-mă moarte? Ce zic, uite-te cum sunt, vezi că am plâns două ore. Și ce mi-a zis? Aveți grijă de copilașii mei. Eu știu ce face fratele meu, clar îl cunosc, nu? L-am acoperit de atâtea ori, dar acum trebuie să-i bag mințile în cap, măcar pe ultima sută de metri, să stea liniștit. Atât îți spun. Termină-te cu asta. Atât îți spun, uite-te cum tremur, uite-te. Deci sunt, ascultă-mă ce zic, că e groasă, e cu tasul în casă. Vezi că dă și lui tasul un infart. Și-a mai mormântat-o și pe măsa, o mai mormântează și pe ea acum. Deci a venit femeia cu uite așa pachet de analize, remeneuri, CT-uri, toate, nu știu. Are o tumoră la rinichi și e deja în metastază prin tot corpul, pe la plămâni, prin tot... Băi, Ștefane, te rog eu mult. Lasă-mă două secunde, Ștefane, să zic și varianta care știam eu. Zi-mă. Varianta care o știu eu e că ea are diabet, nici nu de cum, e, tumoare. Așa am crezut și eu că o la, că zice că are diabet, că nu știu ce, că să nu muncească. Eu v-am lăsat aici cu dita mai casa. Ți-am dat cheile de la apartament, vezi că ți le iau. Dacă mai intri, băi, tu m-ai cu vreo fufă, mai... cu vreo sărăcie în casă și n-ai grijă de nevastă ta, înger de faci. Ea, săraca, biata de ea, tot zicea că e obosită, că nu se simte bine, dar eu nu mi-am imaginat că e așa grav. De azi înainte. Păi și ce mi-a zis? Plângând, uite așa, și roaie, că m-a apucat și pe mine, îți dai seama, plânsul. Aveți grijă de copilașii mei. Păi, termină cu orice. Nu mai are mult de trăit. Vezi că e cu tasul în casă, e iureș, iese nenorocire. Ascultă-mă, mai are, cât mai are de trăit, o lună, două, doi ani, cât, Doamne ajută să fie cât mai mult pentru copilașii ăștia, că tu... Ia stai un pic, liniștește-te un pic. Băi, ce să mă mai liniștesc, mă, ce să mă mai liniștesc, mă? Ascultă-mă două secunde și pe mine. De unde ai primit tu informația asta? Deci a venit cu tasul, e sus, e aici. Eu chiar vreau să te sun, să văd unde umbli cu vrăjelile astea. Frate meu nu are treabă cu iubirea. Eu îl cunosc foarte bine. Întotdeauna a fost pe golăneală, pe vrăjeală, pe distracții. Ne-a rugat cu lacrimi să avem grijă de copilașii ei și să nu spunem ție nimic.
că nu vrea să te simți tu, nu știu cum, să te simți vinovat, că ea o duce singură așa, că asta a fost pedeapsa de la Dumnezeu, m-a luat cu niște chestii care m-au nebunit. Băi, terminați-vă cu astea, că n-are cum să fie adevărat ce zici tu. A, uite așa, pachet de analize, pachet, pachet. Băi, pe Marte, glumim? Caterinca? Ștefane, cât am acoperit eu pe tine? Tu crezi că eu te-aș minți? Eu îți vreau ție rău? Păi, ți-am făcut mai bine, o viață întreagă. Ți-am dat cât am putut, m-am lăsat pe mine pentru tine. Pă bune? Știu asta, dar... Deci trebuie să ne apucăm, să vedem unde să o mai ducem, la ce doctor, la ce... Nu știu, o ducem la Viena, o ducem pic, doamne, iertă, mă vorbești cu Sandu și o ducem lasă undeva? Lasă doctorii, dar de unde s-a ajuns la diabetul care îl știam eu, că e pe moarte? Nu era diabet, nu-și făcuse femeia analizele cum trebuie și a făcut analize și e metastază, e prin corp, celulele alea au luat o razna. Unde e acum? E cu tasul în casă, la doi! Ia stai mă, că mă duc eu, că mie nu vine să cred ce spui tu. Normal că nu-i vine să creadă. Da, nici mie nu mi-a venit să cred. Dar e momentul să ia taurul de coarne și să se potolească odată, să se liniștească cu aventurile și să facă ceva pentru familia asta, pentru copilașa ea. Stai puțin, stai! Femeia ne-a rugat să nu-ți spunem. Tu trebuie să fii de acum înainte un înger efectiv, un înger. Cu minte, de casă, duci copiii la grădiniță, duci pe Robert la școală, duci pe Luca la grădiniță, îți vezi de treburile tale, lași orice sărăcii de femei, care oricum nu sunt pentru tine. Pentru că tu, Ștefan, o să rămâi cu doi copii mici și o să ai nevoie de o femeie ca lumea. Nu aia care am văzut eu pe la tine, pe acolo, pe la apartament, pe la mine. Vezi că ți-au cheile. Vezi că tu acolo nu mai calci cu nicio fofă. Și eu dacă îi zic că știu ce sunt. Nu-i zici, pentru că ne-a rugat. Și eu ce să fac acum? O să fiu văduv la 35 de ani? Băi, eu pentru nu mai ce? Știu ce să văd. Și ce fac eu acum în situația asta? Te dai cu capul de pereți. Nu, lasă asta. Ce fac eu în situația acum, asta acum? Cu ea, să mă ierte Dumnezeu, te comporți bine, te comporți omenește, vezi de casă, vezi de copilaj, vezi de tot, nu mai superi, au ajuns și tu cum poți. Și taci din gură, vezi. Și taci din gură, Ștefan, taci din gură, Ștefan. De acum înainte, oricum, o să fiu eu cu ochii pe el și o să am grijă să-i găsesc eu o soție ca lumea, bineînțeles, o mamă ca lumea, dar asta după ce Elena n-o să mai fie. Taci din gură, Ștefan! Bă, dacă asta e dorința ei, e femeia ei pe moarte. Dar de ce mi se întâmplă mie toate astea? Pentru că n-ai fost un sfânt, ai și tu păcate, poate să mă ierte Dumnezeu, are și ea, nu știu acum, toți avem până la urmă. Asta e viața, asta e viața. Veste mai cumplită decât atât, nici că se putea să primească Ștefan. Din cauza șocului, el are tendința de a nega tot ce a aflat. Dar viața câteodată nu iartă, Ștefane. Greul de-abia acum începe pentru tine. Într-un fel, tot răul este spre bine. Acum face curat, face cumpărăturile, stă cu copiii, face teme cu ei. Este exact ceea ce mi-am dorit. Dar cu ce preț l-ai transformat pe Ștefan în bărbat de casă? Cu prețul vieții tale și lăsând orfan de mamă doi copii, cumplit. Ce e de bandada asta aici? Ha? V-am rugat să mă ajutați și pe mine cu, virgulă, curățenia, să fac și un pic curat în casă, că mami e bolnavă și stă în pat. Știți foarte bine. Da. Și voi ce faceți? Și cu de bandada asta aici? Ha? Păi ne jucam și noi. Și nu m-a ajutat să fac și un pic curat în casă? Păi bă, da, nu vezi, am pus pe categorii Lego la Lego, mașini la mașini. Bravo, tată. Și în restul casei m-a ajutat să fac și un curat, vă rog? Da. Bine. Am ajuns să mint copiii. Nu pot să le spun adevărul. Unde am ajunge dacă le-aș spune ce se întâmplă cu adevărat? Voi să nu fiți îngrijorați de mami, dacă o să se facă bine. Dar când se face bine? O săptămână, două, maxim o lună. Dar nu mai împastă. O să facă bine, da? Dar nu mai împastă și am încercat să vorbesc cu ea, dar nu vrea să vorbească. Păi de ce? Ce încerca să vorbești cu ea? Nu știu, să-i spun ce faci. Întrebat-o ce ai de stai în pat, să bine și ce ți-ai zis? Nu mi-a răspuns nimic, a stat așa. Și ea supărată că nu e într-o situație favorabilă acum, dar o să-și revină, stai liniștit, nu te impacienta. Bine. E dureros ceea ce ni se întâmplă ca familie. Dar ce altă variantă aș fi avut? Auzi, tată? Da. Să-i acordați un pic de afecțiune ca să simtă și ea că
cu iubite pentru că se află într-o situație nefavorabilă ei. Da. Dar asta nu o să dureze mult și în decursul a 2-3 săptămâni se va face bine. Vrei să nu vă speriați, da? Da. E un pic răcită. Bine, hai să lăsăm astea. Cum facem cu curățenie? Am ajutat sau nu? Da, te ajutăm. Bun, atunci vreți să vă aștept să terminați aici și mă ajutați după aia? Da. Bine, da. Hai să ne jucăm. Copiii deja resimt lipsa Elenei, care nu mai are energia necesară să se joace cu ei și să le fie alături așa cum obișnuia cândva. Dar când va dispărea complet? Cum va fi viața micuților? De unde vor primi căldură sufletească? Pentru că Ștefana cam lipsit din viața lor și relația tată-copiii nu se creează peste noapte. Acel moment ar putea fi traumatizant pentru micuți. Oare Ștefan realizează acest lucru? Își dă seama cu adevărat de drama din viața lui? Dacă da, atunci de ce se mai întâlnește cu Ioana? Iubi! Oprește și tu porcăria aia. Ești nervos? Nu sunt nervos, să te relaxezi puțin. De ce să mă relaxezi? Să te relaxezi aici cu mine. Auzi? Oprește și tu la trufă. Să poți să danțăm puțin, haide. Hai că nu mi-arde de dans, oprește eu la ți-am zis. Hai puțin. Oprește eu la ți-am zis. Ce-ai mă, omule, pe bune? Îți fac și o surpriză, auzi, și frumoasă. Îl oprești? Dar ce-i cu tine? Oprește-l, că o să zic imediat. Nu mă, serios? Da. Ce ai pățit? Uite ce e. Eu vreau să o terminăm. Lasă-mă, eu vreau să o terminăm. Cum adică? Ce e? Așa bine, cum am numai regrete acum. N-ar fi trebuit să o înșel pe nevastă mea. Ar fi trebuit să fiu atent la nevoile ei și la grijile ei. Ce, care frază? N-ai înțeles-o? Că vreau să o terminăm. Cum adică, mă, omule? Ce se întâmplă? Adică, serios, uite-te la mine, cum te aștept. Mă lași în mijlocul străzii, nu-mi răspuns la telefon. Acum vii că vrei să o terminăm. Cum adică? Tu-ți bați joc de mine? Că nu mai pot. Spune-ți, bat joc de mine, sincer. Nu că-mi bat joc de tine. Îți spun că vreau să o terminăm și punct. Cum adică, iubire? Cum adică vrei să o terminăm? Băi, uite ce ai, ca să zic, ca să înțelegi așa pe înțelesul. E o glumă, da? Nu, nu e o glumă, ascultă-mă. Asta e jos. Vai, îmi zicea că nu mai vrea, că nu mai iubește. Și acum poftim. E fiert după nevastă sa. Da, afla nevastă ta. Afla de noi nu doi. Mai contează dacă a aflat sau nu. Ascultă-mă un pic. De la cine a aflat? Nevastă-mea e foarte... Lasă-mă un pic să vorbesc. E foarte bolnavă, știm cu toții. Lasă asta. Mai are 2-3 luni și moare. Tu crezi că mie mi-ar de tine? N-a murit încă. Cum? Vezi cum vorbești, că ești obraznică. Tu nu vezi că se preface pe mine, tu chiar o crezi? Lasă-mă un pic, hai să zic altceva. Eu am venit să-mi iau ce am la tine și să plec. Omule, deci nu, și... ești fenomenal. Nu, eu nu pot să cred, deci asta e o glumă. Nevastă, te-ai bolnavă din totdeauna, ea se preface. Spune-mi sincer, a aflat de noi? Nu, mă, n-a aflat și nici nu vreau să afle. Înțelegi? Sincer, mi-e rușine. Când mă uit în oglindă, mă simt vinovat. Păi și atunci nu înțeleg care după problema... După ce că e bolnavă, mai trebuie să afle păi și de noi sau cum? Tot timpul e bolnavă, e bolnavă, nu vreau să-i spun eu. Vreau să încerc să înțelegi că ea își bate joc de toți, se preface. Nu te trezești și tu la un moment dat la realitate, să vezi și tu viața cu ochii. Bă, femeia lui Dumnezeu, cum se preface dacă a slăbit 14 kg? Ce nu înțelegi? Trebuie să-ți desenezi? Lasă-ți că ea a slăbit și... Lasă-mă numai că ea a slăbit. Hai, termină-te cu... Hai că vreau hainele și vreau să plec. Lasă-mă în pace că nu mai stau la vrăjeală cu tine. Gata. Mi-am pierdut timpul degeaba un an de zile. Și m-am ales fix cu nimic. Fii atent, dacă îți dau acum hainele, nu te mai întorci în viața ta aici. Nu vreau să te mai văd niciodată, ești un nesimțit, un j**ț. Ia! Ia, haide, ia-ți-le! Ia-ți-le pe toate, pe toate, să ți le calci, ia, haide! Haide, nu le arunc așa, nu le arunc așa! Hai! Pe toate, să ți le calci, să ți le ia, haide! Hai la ea, gata! Hai, m-am plicisit! Geanta, că am și niște bani în ea, hai! Haide! Hai, că știu eu, hai! În genunchi să se întoarcă înapoi la mine și nici că îl mai iert pentru ce mi-a făcut. Ai spus că mă iubești, tu îți dai seama ce cu vorba e asta? Ce mult a însemnat pentru mine și acum uite-te! Termină odată cu toate chestiile astea că nu ți-aș dori să fii în locul gata, ei. Gata, hai, lasă-mă, să nu te mai văd. Hai, ia-ți hai. Hainele și la gară. Du-te la nevastă ta să îți vândă în continuare gogoși că e gata, bolnavă. Hai, pa, la revedere. Vrea să o termine? Să o terminăm. Pot să-mi găsesc unul mai bun ca el.
Hei, Ioana, ai rămas fără sponsor, nu-i așa? Că doar despre asta a fost vorba dintotdeauna. Chiar dacă este cam târziu în adâncul sufletului, Ștefan regretă acum că a greșit și că nu a fost un tată și un soț adevărat, semn că încă o mai iubește pe Elena, de aceea vrea ca în timpul ce a mai rămas să fie aproape de familia lui. Iată ce a pierdut Ștefan în anii care și-a trăit aventurile și viața de golan. O soție superbă, iubitoare și doi băieți frumoși și ascultători. Uite, mami, a gătit și tati ceva și am zis să-ți aduc și ție. Mulțumesc frumos! Stai să-mi cadă. Dar nu poate mami să mănânce acolo. Dar trebuie să mănânci ca să-ți iei pastilele, să te faci bine. Și chiftelele le-a făcut tati sau le-a comandat? Comandat și pastele de când le-a făcut cu sos. Dar toți sunt bune. Am mâncat și noi. Hai că o să iau. Bine. Nu sunt la fel de bune ca ale tale, dar sunt bune și astea. Așa? Asta era corânia. Bravo, bravo! Și ce-a fost mai departe? Da, mami, tu o să te faci bine? Da, mami, mă fac bine, stai liniște. Să-ți iei pastilele. O să iau și pastilele și toate cele. Opa, uite cum i-au adus băieții mei mâncare. Da, voi când stați cu mine aici, deja mă simt mai bine. Să-mi scrii o listă cu ce vrei și ce ai nevoie pentru excursie, da? Da. O să-l trimit pe tati să ia. Bine. Și să-l iei în calcul și pe el, ca să vedem cum ne organizăm. Mm-hmm. Yay! Să mergem în excursie! Abia aștept. Să faci temele în fiecare zi, da? Da, mi le fac oricum. Bravo, bravo. Și tu, cărgăriță mică. Tu ai teme? Nu. No. Norocosule. Învățat, că mi-aduc eu aminte că v-a dat doamna niște poezii. Poeziile alea cu toamna, cu primăvara. Mai știi? Da, cu anotimpurile, mai știi? Da. Păi nu. Păi am învățat atunci. Păi șmecherule, cum nu? N-ai uitat că povestea din carte n-ai uitat-o. Ce șmecher e el. Îi dați de mami un pupic? Da. Vă iubesc, amândoi. Hai că o să mă fac bine în câteva zile, da? Da. Să fiți cu mine și să-l ascultați pe tati și să încercați să-l ajutați și da, voi, da? L-ajutăm. Bravo, mami. Are mama doi băieți. Sunt tare mândră de voi. Vă mulțumesc că l-ajutați. Cere. Lui Ștefan îi este tot mai greu să se împace cu ideea că Elena într-o zi nu va mai fi. Femeia de odinioară s-a transformat într-o umbră și copiii au devenit tot mai triști. Cu conștiința deja încărcată și cu presiunea imensă care apasă pe umerii lui, Ștefan s-a zbătut până a reușit să ajungă la unul dintre cei mai buni medici. Bună ziua, domn doctor! Bună ziua! Îmi pare bine că am dat-o dumneavoastră. Da. Eu nu știu cum să încep. Cu începutul? Sunt foarte disperat. Stalin și mi-a zis Andu ceva despre tine, că ai o problemă, o situație mai aparte, dar discutăm, vorbim și căutăm soluții. Soția mea are 35 de ani. Așa. Am doi copii cu ea. Felicitări. E foarte bolnavă. Și eu am aflat recent. Ce o fi în sufletul pacienților care primesc astfel de vești, numai Dumnezeu știe. Da. Știți ce se întâmplă? În ultimul timp a slăbit foarte mult. Nu știu, copiii poate au simțit și ceva, că plâng în fiecare seară. Nu mai știu ce să fac, vreau să o salvez, dar nu am nicio putere, de-aia am și venit la dumneavoastră. Vă rog mult să mă ajutați. Știu, zi mai mult, că Sandu mi-a spus el ceva, dar vreau să aflu mai multe de la tine. Mă bucur că ai venit cu analizele. Am înțeles, am vrut să vin cu ea personal aici. Prima oară a zis că vine, dar după aia n-am mai vrut să vină. Este frică să vină. Ești bărbat, mă, trebuie să insisti.
N-am ce să insist, domnul doctor, că dumneavoastră nu știe situația exact așa cum e. Sandu, mi-ai zis că ești un bărbat puternic, trebuie să te ții de sunt un bărbat puternic și vreau să fac tot ce-mi stă în putință ca să o salvez. N-aș vrea să moară, să rămân singur cu copiii și... Nu mai pune problema așa. Vă rog mult, uitați-vă pe analize, pentru că am toată speranța în dumneavoastră. Sper să puteți să mă ajutați, vă rog mult de tot. De când am aflat că e bolnavă, sunt disperat. Și am dat fără în țară să mă ajute cineva din toți prietenii mei, măcar unul să mă ajute. Încearcă să te liniștești, nu mai fi așa panicos. Să vedem analizele, să... Eventual repetăm analizele, dacă e chiar așa grav. Și după aia vedem noi cu plecatul din țară și alte probleme. Mulțumesc mult, vă rămân de ator. Nu mai știu ce să zic, că sunt și foarte emoționat. Vă rog mult de tot, puneți-vă în situația mea, că nu aș vrea să rămână copiii fără mamă, așa... Nu mai. Dai să mă uit un pic. Păi măi, că analizele nu sunt strălucite. Limfocitele, știu asta, sunt depășite. Tocmai de asta am venit la dumneavoastră. El zice să fiu tare, să fiu puternic, dar toți doctorii zic așa. Numai că nimeni nu știe ce e în sufletul meu. Dar ceva nu mi se leagă. Aici mi-apare carcinomul. Tu știi ce e ăla? Da, mi-a zis că e o tumoare renală. Nu, zic eu. Carcinomul este o tumoare renală care apare exclusiv la bărbații de peste 60-65 de ani. Cum adică? Nu sunt analize de femei. Aici mi-apare că e numele ei, sex... Vă stați un pic, dumneavoastră ce vreți să insinuați acum? Că analizele nu sunt bune? Eu nu insinuez nimic, eu citesc niște acte. Eu merg pe analize, ai văzut, judecătorii merg pe probe. Eu merg pe analize. Eu știu că are o anomalie, rinichi în potcoavă, dar nu mă gândeam că boala asta să fie numai la bărbați. Păi și dumneavoastră ce vreți să ziceți? Că analizele astea nu-i aparțin soției mele? Aparțin. Deci e numele ei. Dar carcinomul apare exclusiv la bărbați. Domnul doctor, stați un bărbați pic așa. Bărbați peste 65 de ani. E o greșeală. Păi aici e numele ei. Păi dar nu, puteți să vă uitați că aici e numele ei, sunt da, analizele. Nume, păi și sunt analizele greșite sau cum, că nu înțeleg. E posibil. O greșeală de laborator, suntem oameni și se mai întâmplă. Cei de la laborator au făcut o greșeală. Deci clar, păi, da, carcinomul dar n-avea ce să caute aici. Ascultă-mă că ai vorbit, te-am ascultat. Dar trebuie să mă asculti, că de asta ai venit aici, nu? Dacă vrei să vorbești, te duci la psiholog, e mai încolo. Și vorbești, celălalt te ascultă, dar eu am venit să îți dau soluții. Pentru mine nu mai e vorba de bani, că la o adică mă ajută sora mea, mă ajută familia. Numai că vreau să o văd sănătoasă. Nu știu, ce e de făcut în situația asta? Vino mâine cu ea, repetăm analizele. Bine, domnul doctor, atunci așa rămâne. O să vin mâine cu ea, vă mulțumesc pentru timpul acordat. Hai. Multă sănătate. Curaj. Ce curaj. Ești fericit acum? N-am cum să fiu fericit până nu o văd sănătoasă. Mersi Hai. Mult, o zi bună, la revedere. O zi bună. De necrezut ce am aflat. Cum să se facă astfel de greșeli? Mai ales că din câte știm, Elena și-a tot repetat analizele până s-a ajuns la acest diagnostic necruțător. În plus, vorbește de la sine paloarea ei de un bolnav și a slăbit foarte mult. Foarte ciudat ce se întâmplă. Dar Ștefan are acum un motiv întemeiat să se lupte pentru Elena ca să o salveze. Până să ajungă acasă, Ștefan cu ultimele vești ne atrage atenția apariției acestei femei, care vine ca din senin în vizită la Elena. Cine să fie oare? Ia uite. Bele. Toată lumea mă întreabă ce am făcut, ce am luat, cum te-am slăbit în halul ăsta. Toată lumea mă întreabă. Perfecte medicamentele alea. Deci poți să ai pe orice. Nu neapărat. Eu îl vreau pe el, așa cum e el. Și unde mai pui că acum spală, calcă, face curat, se duce la piață, ia copii, aduce copii, se joacă cu ei. Deci e minunat, e exact ce mi-am dorit să se întâmple. Super. De o lună de zile, sunt cea mai fericită femeie. Nu mă așteptam ca lucrurile să se așeze atât de bine. E prietena mea de peste 20 de ani. Era normal să o susțin și să o ajut la nevoie. Mă bucur că am mers la... Chiar mă bucur că am mers. Sunt de fericită. Ești parcă nu-ți mai vine să mai renunți, a? E bine, așa să fii bolnavă. La un moment dat o să vezi că să mă tratez. Miraculos, în viu. E o idee bună, cred că aș putea și eu. M-am săturat și eu toată ziua. Eu... Toate prin casă, cred că aș putea să mă dau și un pic așa bolnavă o perioadă. Păi nu era ideea, vezi că funcționează. Cred, vreau și o să încerc. Încearcă, toată ziua copii, casă, nu știu ce să...
Mă odihnesc și o perioadă, așa, dacă zici că merge... Păi nu fac nimic, știi ce aia că nu fac nimic? Toată ziua stau și tot ce eu îmi doresc, aia se întâmplă. E minunat. Nu știu de ce nu m-am gândit eu mai devreme să fac chestia asta. E bine că ne-a venit ideea. Poate mergem și un weekend, plecăm undeva, pe N-ar Istanbul. Fi rău, că mi-a și zis. Și zicem că ne ducem în America acolo, nu știu ce, și da, așa ar merge. Este fix bărbatul de care m-am îndrăgostit. Face tot ceea ce trebuie. Tatăl perfect, iubitul perfect. Da, da, da. Îi zicem perfect. Că trebuie să te vadă cineva și de acolo și am găsit eu pe cineva și ne facem plan. Și băi, dacă te clinici acolo, las și eu copiii cu acasă cu taică-sul, tu, asta este. Da, mă, trebuie să te duci să te tratezi. Veni vorba. Nici eu nu pot să mă duc să-i zic, băi, tată, știi, uite, ăsta e planul meu. Că îl știu prăpăstios și știu că nu e cu din astea și mie să nu se ducă să-i spună lui ăsta tot adevărul și eu după aia să pic... Că oricum la un moment dat o să trebuiască să mă vindec, că îți dai seama că nu pot să rămân așa 100 de mii de ani. Am slăbit, am slăbit, dar acum trebuie să-mi și revin. Da. Doar nu o să mor mâine. Ce, ți-ai luat lumână? Da, și trebuie să ne gândim și la colibe, exact, da. Băi, ce nebunie, dar vezi că a funcționat. Doamne, eu chiar mă bucur că a funcționat. Păi și-a crezut cuvânt cu cuvânt totul. Când am deschis ușa și le-am auzit șușotind, am văzut negru în fața ochilor. Într-un fel îmi pare rău. Într-un fel nu îmi pare, pentru că dacă nu făceam asta, el nu se trezea, nu și revenea. Nu era acasă lângă noi. Deci planul nostru a funcționat perfect, sunt cea mai fericită. Cum adică a funcționat, mă? Tu ți-ai bătut joc de mine, ți-ai bătut joc de copii, ți-ai bătut joc de noi? Nu ți-e rușine, mă, așa un pic? Să stai jos, te rog. Păi cum adică nu? Stai jos, te rog frumos, lasă-mă un pic să vorbesc cu ea, nu te mai băga tu acum, da? Lasă-mă că am nervi. Vreau să aud ce ai de zis în privința asta. Ce am de zis? Cum adică te-ai bătut? Ce am de zis, mă? Ce-ai făcut tu, mă? Te-ai zbătut pentru 2-3 hârtii. Și eu mint și eu fac tot circul ăsta, dar tu ce-ai făcut, mă? Eu? De ce am ajuns eu să fac chestia asta? Am făcut? Eu am făcut tot ce mi-a stat în putință. Ce ți-a am vorbit stat și cu taică tu să vând apartamentul, ca să te faci bine, să mergem în Turcia la tratament. Și tu, de fapt, planul vostru a funcționat, nu? Da. Știi datorită cui am ajuns noi în situația asta? Iarge. Datorită ție și a neglijenței tale și a lipsei tale de atenție față de mine. Adică tot de eu... De câte ori n-am venit spre tine și tu sunt obosit, tu te auzi ce tu pe oai, tot eu să vină, că ai răsutul da, la prosteală cu mine? Da, tu ești vină, da. Și dacă vrei să-ți explic ce se întâmplă, da? Nu e nicio problemă. Păi cum adică tu îți faci un plan? Să mă minci, diabolic, să-ți bagi joc de mine, de copii, de noi. Așa este. Și tot eu să vină, nu? Tot eu am grijă. Da, pentru că din cauza ta am ajuns aici. Exact. Cum din cauza mea? Da, păi n-ai avut grijă. Cine unde a avut Ioana? Eu? A, deci tu, nu, deci tu de fapt n-ai fost bolnavă, n-ai avut nimica, nu? Deci eu chiar am crezut că moare și ea de fapt n-avea nimic. Ce-o fi văzut Elena la omul ăsta, nu înțeleg. Poate că puterea financiară, că altfel, nu știu... Eu nu m-aș fi uitat la el. Ce faci tu de un an de zile? Lasă-mă, nu mă lua pe mine păi cu ce fac. Lasă-mă, nu mă lua pe mine, păi de acolo a plecat totul. Stai un pic, te-am mințit eu, ți-am zis eu că-s bolnav, am făcut eu planuri împotriva ta. Dar nu spuneai, nu știa la ce oră vii, când vii, de ce lipsești, de ce ajungi târziu seara, copiii întrebau de tine. Fără chef, zi mersi că nu m-am dus cu altul. Păi de unde știu eu când te-ai dus cu altuia? De moment ce tu ai avut tupeu să mă mânci. În moment ce eu nu să pot să se ducă cu altul, cu doi copii de mână. Păi de moment ce tu ai avut tupeu să mă minți în stilul ăsta, pe mine, pe copii, toată familia îți plângea de milă și tu... Planul nostru a funcționat. Exact, da, și uite că s-a întâmplat. Da. Asta am vrut, să-l aduc înapoi, lângă mine și lângă copiii lui. Ce prost am fost. I-am dat cu piciorul Ioanei pentru ce? Pentru o mincinoasă. Tu ești mulțumită de felul în care ai procedat? Dar tu ești mulțumit, mă, că de un an de zile mă înșel? Ia, da, ia, spune toată adevărul. Cine te înșelă, mă? Tu cine? De unde-i, mă, ăsta? Cred că numai tu ai băgat în cap cu un șel. Cine te înșelă, mă? Bă, termină, mă, nu arunca tu pe mine să te scos tu la ce ai făcut. Că tu ai făcut o greșeală, nu o greșeală, nici cum să-i zic. Ai făcut o chestie barbară. Și ce era să fac, să-ți întorc cu aceeași monedă? Era mai bine? Cum adică să-mi întorci cu aceeași monedă? Adică să fac ce faci tu. De un an de zile. Păi ce fac eu? Cum adică ce faci? Nu știu ce faci? Dintr-o dată nu ai amnezie, așa, ți-a lăsat memoria. Ce vrea să zic eu? Da, cu toții știm ce a făcut, doar că este prea nesimțit să recunoască. Știu tot ce faci, știu tot despre Ioana. Așa, spune-mă, spune tot adevărul. Care Ioana, băi? Oricât de mult și-ar fi dorit Elena să-l trezească la realitate, după cum a spus chiar ea, felul în care a procedat șochează de-a dreptul.
Cel mai trist este că în tot acest plan au fost implicați toți membrii familiei, dar în special micuții și tatăl ei. Cei doi soți au mințit deopotrivă și rămâne de văzut, după ce se va afla întreg adevărul, dacă se va mai putea pune problema unei căsnicii. Pentru mine scopul scuză mijloacele, iar pentru mine familia mea e mai importantă și mai presus de orice. Da? Iar vinovata din toată ecuația asta nu sunt numai eu. Îmi spuneți despre ce e vorba, că nu înțeleg nimic. Fica dumneavoastră a mințit legat de starea ei de sănătate. A fost o joacă! Nu ești bolnavă? Iartă-mă, tată. Iartă. Doamne! Cum ai putut să faci așa ceva? Am făcut-o. Pentru mine și pentru familia mea și copiii mei. Și noi suntem toți familia ta și nu știu, de ce ai făcut asta? Am îmbătrânit. Te simți bine că-l vezi pe taică tu că plânge? Am îmbătrânit în câteva zile cu 10 ani. De ce? N-a interesat-o. Iartă-mă, iartă-mă, te rog, iartă-mă. N-are scrupule. Dar, o să... Dar are doi copii. Da, și? Tocmai. Cum poate să joace cu așa ceva? Da, copiii știți Dar că știa... Dar fratele dumneavoastră, da, cum de se poate juca cu așa ceva? Pentru că totul a pornit până la urmă de la Ștefan. Adică ce a făcut săracul Ștefan? Vorbește, Ștefan. Ba, n-a făcut nimic Ștefan. Ștefan este o ușă de biserică. Ștefan e bărbat. Da. Ce să facă? Poate fratele tău să-ți explice de muncește, ce muncește omul, aduce bani acasă, nu-i lipsește nimic. Stă frumos în pat, nu face nimic. Și o înșală pe nevastă sa. Ai o înșală. Hai, domnule. Cine înșală? Tu cine? Aia, o înșeal. Păi, stai un pic dacă vrei să... Povestește-ne și lor cine este Ioana. Lasă asta un pic, o să povestesc și cine e Ioana. Prima oară povestesc ce vreau eu, nu ce vreți voi sau tu. Adică, un secunde acum. Ascultă-mă un pic. Prima oară vreau să ne povestești tu. Noi ne-am adunat aici să ne spui tu ce s-a întâmplat cu planul. Și după aia o să-ți povestim și noi, dar prima oară povestești încă. Uite, tai că tu plângi aici și văd că tu... Aproape că nici nu te interesează, ai simulat un pic, mi-e așa. Dar pe tine te interesează așa, ceva? Ba da, e o prefăcută. Instinctul meu, uite că cum bat. Nu e o prefăcută. Cum poți să te sucești în câteva zile? Îți spune, acum câteva zile, erai, dădeai, făceai orice pentru ea. Păi făceam tocmai, tocmai pentru că eu îmi recriminam mie însămi că nu m-am purtat cum se cuvine cu ea, da? Și uite că instinctul meu, cum bine spun, nu m-a înșelat. Adică? Ce a făcut? Adică știam că e o prefăcută, știam că e o una care a vrut să se, să se ajungă pe spatele familiei noastre, da? Spune-ne, de ce ai mințit? De ce ai mințit? Te rog, spune-mi și mie, merit să știu asta. No comment. Am mințit pentru că Ștefan are o relație de peste un an de zile cu o fată, Ioana, și pentru că eu am văzut în mesajele lui faptul că urma să divorțeze. Să divorțez în curând și o să fiu cu tine. Ioana, nu? O să divorțez, nu? Lasă că-ți arăt eu ție divorț. Ce-ai fi vrut să fac? Să mă trezesc cu actele de divorț pe masă și să rămân fără copii? Putea să-mi ia și copiii în condițiile în care eu am renunțat la facultate ca să-ți cresc ție copiii și am rămas... Fără muncă, fără job, doar să stau în casă și să am grijă de copiii tăi. Cum mă, Ștefan? Știam că ești... Știam că ești... Bă, ai un fel de a fi... Nu te-am plăcut niciodată, sincer, dar chiar așa să-ți bagi joc de fata mea? Chiar așa? Nu doar de fica dumneavoastră, până la urmă își bate joc de propria lui familie, pentru că timpul pe care îl petrece cu Ioana sau cu cine o mai fi... Timpul acela se scade din timpul pe care l-ar petrece alături de copilașii lui, nu-i așa? Dar nu le-a lipsit nimic. De familia lui. Nu le-a lipsit nimic. În afară de dragostea material, lui. Da? Dar prezența lui aici, dragostea și casă. Prezența lui, așa. Problema, știți care e problema? Că de când a început să mă mintă că e bolnavă și că așa, eu am intrat într-o mini-depresie, dacă pot să zic așa. Iar chestia asta m-am făcut să nu mai gândesc limpede. Dar îți poți imagina prin ce depresie a trecut soția ta, gândindu-se că
tu vei băga divorț? Stai un pic. Eu nu pot imagina, să zic și de ce nu-mi pot imagina. Pentru că nu-mi pot imagina cum ea a făcut un plan cu altcineva contra proprii familii. Și tu până la urmă nu ai făcut fix deci, la fel se pare împreună cu Ioana? Înșelatul mi se pare atât. Față de ce a făcut ea, care mi se pare atât. E bărbat omul. Ce să facă și el? Eu înțeleg că să e bărbat. Să divorțeze, nu? Da, bravo, încurajează. Așa se pune problema. Nu era vorba de divorț niciodată. Întreabă-l pe Ștefan. Îți dau niște pastile de slăbit cu care am slăbit eu să multe chile. Să mai slăbesc piele și os. N-are nimic. Ca să dai să fii cât mai bun. Încep, te machezi la ochi. Pac, mov. Da, și după aia să stea cu mine de milă. De ce, dacă a fost vorba despre o tragedie în familie, ați putut să-i băgați mințile în cap? De altfel, de ce nu ați putut vorbi cu Pentru Ștefan? Pentru că știam că e o aventură. Nu mă interesează nici ce zice sorta, nici ce zice tata, nici nimic. Dacă tu poți să te îndrepți, așa gulând cum ești, eu te iubesc și vreau să avem familia asta. Cum poți să spui așa ceva, măi, Ștefane, măi? Cum poți să spui așa ceva? Chestia asta. Tu ții la familia ta sau nu? Văd că nu ții la familia ta. Văd că nu ții la fata mea, la copiii tăi. Dom'le, dar a divorțat? Stai că nu înțeleg. Ascultă-mă puțin. Tu ești femeie și cred că înțelegi niște lucruri, da? Da. Bun, am încercat. Nu m-ar fi dus capul să fac ce ai făcut tu, să știi. Nu despre asta este vorba, draga mea. Am încercat să reconstruiesc totul. Am încercat să-l atrag către mine. Nu s-a putut. Puterea Ioanei asupra lui era mult prea mare. E mai tânără ca mine, e mai frumoasă. Nu știu ce a putut să-i facă de la turbat, efectiv la turbat. Dar eu am stat luni întregi fără să mai am vreo intimitate cu soțul meu. Tu înțelegi că m-a apucat disperarea? Dumneavoastră înțelegeți că fratele dumneavoastră o respingea pe soția lui? Și asta pentru înseamnă? Că venea prea obosit săracul de el, de la Ioana. Bună, dar ce-i cu lumânările astea aprinse? Ți-am zis că te aștept ca o surpriză. De ce le stingi? Uite așa, lasă-mă un pic. Mă, iubire, nu le stingi. Ai stricat tot. Ce-am stricat? De ce? Da. Păi, ce-i cu tine îmbrăcat așa dacă ai dormit toată ziua? Te crezi și eu, am venit de la muncă. Cine a dormit, mă, toată ziua? Că n-am dormit toată ziua și doar ți-am zis ce te așteaptă când vii acasă. Păi, da, eu sunt la muncă, crezi că am timp să stau cu ochii în telefon, să... Ce să zic, să mă uit la mesaje? Dar te apucă chestii de-astea cu copiii acasă, ce-i cu tine? Dar copiii nu sunt acasă. I-am dus la prietena mea că e ziua lui Fisu și suntem liberi în seara asta. Lasă-mă, că îmi doare și capul, mi-e și rău. Lasă-mă un pic în pace, că... Păi să fac eu una așa și strici, uite, punem apă caldă în baie cu spumă și o să fie... Știu ce zici, dar nu, că nu știu cum să zic, nu prea, sunt obosit de la muncă, înțelege-mă, nu am stat acasă toată ziua, vin de la muncă. Amândoi am muncit, am făcut chestii azi, ce e cu tine, în seara asta nu, ieri nu, acum două zile nu, săptămâna trecută ai fost la tovarășul tău, ai venit cum ai venit, nici nu mi-a mai bătut capul. Mă, Elena, termină-te cu astea, te rog eu mult, că eu vin de la muncă, mă doare și capul, nu am chef de-astea. Ce e cu tine, ai luat o raznă? Ce e cu mine? Ce e cu tine? Doamne, și asta înseamnă că trebuie să facem un plan să... Adică, e grav. Domne, e grav pentru copiii ăia. Copiii ăia aduceau medicamente la pat. Copii de 5 ani, 6 ani, 8 Dar ani. Dar eu sunt convins că adică... avea nevoie de medicamente. Chiar dacă e exagerat. Doamne, avea nevoie. Cum poate un om să rămână normal, Doamne, în situația moarte, asta? Eu nu spun moarte, că ceea vorbim? Ce a făcut cumnata dumneavoastră este în regulă. Da? Pentru că toată familia, inclusiv dumneavoastră, pentru că sunteți o familie, a trecut printr-un șoc. E una, da. Dar cum se face că până la urmă ați putut să-i băgați mințile în cap fratelui dumneavoastră? Păi da, și pare foarte rău. Că a ajuns valetul casei și a ajuns clav. Nu a ajuns clav. Și asta ce trebuie să facă un bărbat pentru familia și mai bine. Nu și-a dorit o familie? Nu și-a dorit acești copii? Sau este genul de bărbat care gata, dacă pune banii pe masă, este suficient? Pentru cine muncește el? Pentru cine muncește el? Da, care casă? Că vine și vede casa numai câteva ore pe zi. Da, și ea cu ce muncește? Că nu muncește cu nimic. Și casa asta cine a întreținut-o? Copiii cine i-a crescut? Stai puțin așa, că zici că nu fac nimic toată ziua. Vreau să-l întreb pe fratele dumneavoastră. Telenovele faci. O secundă, da? Vreau să-l întreb pe fratele dumneavoastră, în timpul pe care l-a petrecut acasă, da? Cum vi s-a părut?
E o treabă ușoară să ai grijă de o casă și de doi copii de dimineața până seara? Depinde la ce mod vă referiți, la ce anume vă referiți. A, așa. Cum ar veni că ea a făcut enorm de mult? Două secunde. S-a căznit? Da, chiar s-a căznit, da. Ea a fost o fire mai sensibilă. De ce? Două cuvinte, da. Nu mă răni pe mine că știi că nu pot avea copii. Da, știi foarte sensibilă. Nu mă răni pe mine că știi că nu pot avea copii. Când mi-aș dori să am 10? Știi ce se întâmplă? Ce să-i crești? Un moment. Și poate atunci mă înțelegi. Problema stă în felul următor. Eu mă duceam la muncă, ea nu se ducea odată. Pe mine. Munca asta bănuiesc că a fost o decizie pe care ați luat-o voi împreună ca și cuplu. Păi eu te-am întrebat altceva. Da. Ți s-a părut și așa o bagatelă? Nu, o să vă răspund imediat exact la ce a spus, da? Ea cât a fost sănătoasă, adică înainte să mintă că e bolnavă, eu am fost cu minte. Eu nu ieșeam cu Ioana. Hai să ne înțelegem, relația ta cu Ioana durează de un an și ceva. Cum, Ștefan, da, domnule? Dar de unde știți voi de cât durează relația? Contează mai puțin. Am aflat eu asta. E bărbat, omul. Ce să facă și el? Eu înțeleg că să e divorțeze, bărbat. Să divorțeze, nu? Da, bravo, încurajează. Așa e punea problema. Nu era vorba de divorț. Nu era vorba de divorț niciodată. Bravo, Cristina. Întreabă-l pe Ștefan. Păi stai așa două secunde. Cum, Ștefane? Ce divorț? Ascultă-mă un pic. Ea mi-a scris la fel. Mi-a scris și ea, eu știu ce era în capul ei. Ia cine? Ioana mi-a scris, băi, divorțează cu tare. Și i-am zis eu la vrăjeală, bine, mai că divorțez. Să vă zic și de ce. Dumneavoastră, că sunteți bărba, nu mai vă întreb acum dacă ați înșelat-o vreodată pe soția dumneavoastră sau nu. Că, hai că ce nu se cade, nu mai contează. Nu o să spun că nu și nu o să mă crezi. Pentru că normal. Noi nu suntem la fel. Știți ce se întâmplă? Ca să vă zic așa pe scurt, da? Ea a început să mă mintă că e bolnavă. Într-adevăr, avusesem o relație extraconjugală înainte, dar când mi-a zis că e și bolnavă, am intrat într-o depresie. Păi doar așa te puteam aduce. Uite că a fost. Păi uite că m-ai adus, mai rău m-ai îndepărtat, că mi-ai zis că suferi de o boală incurabilă. Dar hai să zic ceva. Mie, și să-mi spuneți dacă îmi dați un pic de dreptate, da? Față de ce am făcut eu de ea, într-adevăr că am înșelat-o, recunosc. Și stop. Dar era o aventură, domnule, nu era nimic. Față de ce a făcut ea, față de mine, să-mi zică că are o boală incurabilă, să sperie copiii, familia toată, să ne bage în depresie și în nebuneală. Domnule, am în stare să vând casa, cum da, adică? Eu cred că și ea este în depresie, cred că e disperată, de-aia a făcut asta. Nu a judecat cum trebuie, e adevărat. Cum adică nu a judecat cum trebuie? Dar uite că asta a încercat să facă, atât a știut să facă, atât a putut să facă. Și măcar n-a fost ideea mea. Da, contează mai puțin asta. De ce, dacă a fost vorba despre o tragedie în familie, ați putut să-i băgați mințile în cap? De altfel, de ce nu ați putut vorbi cu Ștefan? Pentru că știam că e o aventură, că el să meargă Dumnezeu înainte să fie căsătorit. Mai umbla prin discoteci și asta. Și toți înainte să fim căsătoriți ne făceam de cap. Dar uite-te că ne-am căsătorit, deci am ales să mergem pe drumul acesta. Că bănuiesc că acei doi copii nu s-au făcut singuri, nu? Uite ce, ca să vă zic direct. Pentru ce a făcut ea? Că a mințit cu boala asta incurabilă și a complotat împotriva mea cu altă persoană, cu mine ai terminat-o. Foarte bine, băiatule, foarte bine. Du-te cu Dumnezeu. Păi Ștefan, stai. Ștefan. Nu mai. Deci, nu, nu. Să vă spun, nu. Ce să mai spui? Tu ei l-ai codoșit, ei codoșit. În loc să-l iei deoparte să-i spui, bă, le ai o familie. Cum i-ai spus? Da, când a aflat cumnățica, da, e pe cale să se ducă la Dumnezeu. Da, asta de ce nu ați putut interveni pe lângă fratele exact. Dumneavoastră? Păi, asta zic și eu. E fratele meu ăla mai mic, mai năzdrăvan, mai... Na. Așa are voie să facă orice. Toată firea are doi copii. Da, nu-și mai poate permite luxul să fie cel mic și năzdrăvan, da? Dacă își dorea luxul acesta, nu se căsătorea, nu făcea doi copii. Vreau să te aud ce ai de zis, hai. Dacă vorbești bine, e bine. Dacă vorbești rău, rămâne cum am stabilit. Băi, eu știu că tu ai mai avut niște aventuri și te-ai întors acasă de fiecare dată. Am trecut cu vederea. Dar de când ești cu Ioana asta, ai devenit alt om. Pe mine m-ai neglijat de nenumărate ori. Și asta m-a adus în pragul disperării. Și prima idee pe care am simțit-o că poate să funcționeze, am aplicat-o. Și tu ce ai de gând să faci? Băi, nu știu ce să fac. Nici nu pot să-i spun că știu, că își dă seama că i-am umblat în telefon. Așa. Dar nici nu pot să las lucrurile așa. Ce să fac, să mă trezesc că mâine, poi mâine, că ăsta pleacă din casă și mă lasă cu doi copii? Și eu am renunțat la toată viața mea și la facultate și la tot ca să ce? Ca să mă trezesc acum că rămân în pom? Păi atunci, hai să facem un plan. Te-ai gândit la un plan? Hai să facem un plan. Păi nu știu cum să pun problema. Nu știu ce să fac. Eu am încercat. Hai să facem ceva romantic, cu lumânări, cu chestii. Nici nu m-a băgat în seamă, păi, că pe el n-ai văzut cum... Ce pe timpul găsește motiv, nu? Hai să ne facem un plan. Nu-i spui nimic.
hai să-ți faci... Și ce dă-te bolnav. Da, bolnavul bolnav, așa. Să începi să slăbești mult. Îți dau eu niște pastile de slăbit, cu care am slăbit eu să multe chile. Să mai piele și os. N-are nimic, ca să dai să fii cât mai bolnav. Începi, te machezi la ochi, papac, mov. Da, și după aia să stea cu mine de milă, de că ce? Vrei să-l aduci înapoi? Băi, da, cum crezi că renunță la aia? Păi, exact. Așa... Începi, te dai bolnavă frumos, facem planul. Te duci la doctor, îți faci analizele, găsești ce boală să treci, dai și tu ceva medicului, îți dă un diagnostic și tu începi să slăbești, îți dau și pastiluțele. Și ai pe cineva care ar putea să facă chestia da, asta? Găsim. Am luat pastile, am slăbit, am jucat teatru că mi-e rău de fiecare dată. Crezi că eu nu m-am gândit că le fac rău copiilor și lui tata și la toată familia? Bun, nu mi-aș fi imaginat niciodată că sora ta, care m-a judecat și m-a analizat pe toate părțile, știe de toate tâmpeniile tale. Bun, dar în momentul în care chiar a fost o problemă, a reacționat și nu mă așteptam să reacționeze așa. În fine, nu despre sora ta e vorba, e vorba despre mine și despre tine. Ori acum vreau să îți dai seama că eu te iubesc și că vreau să avem o familie. Copiii noștri au nevoie și de mamă și de tată. În momentul în care ea s-a gândit că fratele dumneavoastră va divorța și că are șanse mari să ia copii, de unde știți asta? Pentru că-l cunosc! Îl cunosc. Nu-l cunoști bine, draga mea, nu-l cunoști bine! Atât de bine. Ba da. Pe Ștefan. Ăsta e, na, pierde vară, mai se ducea și el cu un acolo, acum că eu știu, le știu. Dacă soțul dumneavoastră ar fi în situația fratelui dumneavoastră, ați mai fi la fel de permisivă? Uite că asta nu mi-am pus-o, să zic așa. Ceva mă face să cred că nu. Cum crezi tu că a fost pentru mine mesajul ăla? Să văd că tu îi spui lui aia că divorțezi și eu să te simt de atâta timp departe de mine. Ce credeai? Că o să mă gândesc că nu, că îi zici la ca să o minți și ca să îți continui relația cu ea? Sau la ce ar fi trebuit să mă gândesc? Pune-te în locul meu! Dacă tu abia îți vezi copiii acum, dacă divorțam, ce-ai fi făcut? Nu-i mai vedeai niciodată, nu? Tu crezi că copiii ăștia se cresc numai cu bani? I-au nevoie de tine, să iei în brațe, să vorbești cu ei, să stai cu ei, să-ți petrești timpul cu ei, să simtă că îi ajuți. Nu că le cumperi nu știu ce jucării de sute de milioane și nu te văd niciodată. Băi, uite ce, acum ca să se spun pe subiect, da? Într-adevăr, eu recunosc că am greșit față de tine, dar și tu ai greșit față de mine. Îți asum chestia asta că și tu ai greșit față de mine. Eu te cred tot ce zici și te înțeleg perfect, dar tu nu trebuia să reacționezi așa. Că nu, nu știu, eu sunt o fire mai puternică, sunt o fire okay, care a răzbit în viață, sunt, zile am clădit în șir, multe. Soțul nu mai calcă pe acasă, când ați vedea mesajele acelea, da, în care da, amanta îl prestează să divorțeze. Și acum căutam mesaje, ce? Dom'le, ați gărmat-o undeva? Căuta, dar ați gărmat-o. Dumneavoastră ca femeie, vă dați seama, da? A simțit că e ceva neregulă când vine acasă cu zilele. Domne, m-ați întrebat pe mine ce aș fi făcut, nu? Nu v-am întrebat ce aș fi. Eu v-am spus că un om își dă seama, da, da, ok, o aventură, bun. Dar ceea ce a făcut fratele dumneavoastră este o relație în toată regula. Vorbim de peste un an de zile. La un moment dat n-ai cum să fii da, atât eu, de sincer, bun, da? Nu știam că un faci an de și zile, greșeli. Nu, acum pe bune, nu, chiar nu. Și când te prinzi ca și partener într-o căsnicie, că celălalt este în altă parte, cum te comporți? Cum reacționezi? M-aș comporta eu? Da, le-aș suci mințile. L-aș lua în toate merejele. Hai puiul meu, hai și viața mea, Ștefan, hai cu tare, hai și pe aici. Nu e o luptă corectă, nu e o luptă corectă din punctul ei de vedere. Nu e o luptă corectă. Pentru că... Aș renaște. Înțelegeți renaște. Că fratele dumneavoastră... Pim-pam, de nu l-aș face. Înțelegeți că fratele dumneavoastră a refuzat această ofertă? Cum adică a refuzat? Uite așa, a refuzat. Mă doare capul, n-am chef, sunt obosit, nu astăzi, poate mâine. Uite așa. Nu-i chiar așa. Uite ce, te întreb și eu ca doi oameni maturi. Tu ce vrei să facem? Eu aș vrea să fim împreună. Și știu că și eu am greșit și nu mă interesează nici ce zice sorta, nici ce zice tata, nici nimic. Dacă tu poți să te îndrepți, așa Golan cum ești, eu te iubesc și vreau să avem familia asta. Bine, ascultă-mă un pic, eu ți-accept ce zici tu. Dar ca să-ți explici și de ce să nu crezi că ți-accept așa, că vezi, Doamne, ești tu frumoasă și așa. Îți accept toată treaba asta. Pentru că tu ai stat atâția ani lângă mine. Mi-ai fost fidelă, m-ai ajutat în multe privințe și pentru asta consider că
nu tu, noi doi, mai merităm o șansă. Uite unde au ajuns, uite, că l-ai zis că-l cunoști. Te așteptai să se întâmple chestia asta? Eu... Uite ce a provocat, a provocat. Adică el e vinovat. Da, bineînțeles că el e vinovat. El n-ar fi divorțat. De unde știi că n-ar fi? Nu e adevărat, ai ar fi divorțat. Pentru o idilă, pentru o fufă din asta 20 de ani cât avea aia sau cine or mai fi. N-are, el își vedea de familia lui. El copiii iubește. Fata mea nu ar fi ajuns să facă această prostie dacă nu era prostie, disperată. Bine că recunoști. Da, e o prostie, da, așa este, dar era disperată. Era depresivă, era, avea deci... multe și noi nu ne-am dat seama. Mă simt vinovat iarăși că nu mi-am dat seama că fata mea suferea. Și știi ce? Eu ca tată mă opun complet acestei căsătorii și o să fac tot ce pot, tot ce depinde de mine să, ca această căsătorie să se sfârșească. Ștefan a greșit flagrant, dar și Elena a făcut greșeli. Cu toate acestea, ei s-au împăcat până la urmă. Asta garantează faptul că Ștefan va renunța la viața lui golănească și va deveni fidel? O mai iubește pe soția lui cât să se schimbe? Pentru că în final nu l-am auzit pomenind de iubire. În schimb, Elena i-a declarat sentimentele ei sincere. Să fie ea, din acest motiv, o femeie slabă? Nu știu dacă cineva poate răspunde la aceste întrebări. Dar prin faptul că și-au mai acordat o șansă, cu siguranță vor afla în timp dacă alegerea lor a fost o greșeală sau nu. Cum să ne facem asta după ce ți-am dat o fată ca o floare de ai mâncat tinerețea? Nu vreau să le mai văd, nu vreau să mai văd așa ceva, că nu mai pot. Uite, până aici mi-a ajuns. Nu ți-e frică, mă, de Dumnezeu? Că te pică din cer și patinești pe rapandula ta? Ideea e că el dansează toată ziua după cum îi zice mama. Ceea ce e cam nasol. Toată lumea mă ia la mișto. Tu ai copii și ești însurat. Tu realizezi chestia asta? Dacă scăi și-a găsit pe cineva? Ești mult mai tare decât nevastă mea. Na, nici nu suportă comparații. Nășică! Nășica mea de cununie! Nășica mea care mi-a botezat copiii! De azi înainte tu nu mai ții la mine, nici tu, nici tu! Să te ferească Dumnezeu de prostul care se deșteaptă! Uite că proverbul ăsta s-a împlinit în viața ta! Mă, s-a împlinit că ai copit într-un ai copit. Ia să-mi spui tu și tu unde ați fost azi noapte, ce ați făcut da, voi? Exact. Da, femeile astea erau disperate aici! Simt că îmi bubuie capul. Ajunge cu vorbăria! De luni de zile aștept momentul ăsta! Acum e momentul să-ți spuneți adevărul!